să ne rugăm pentru voi. Aici e o poză. Te ajută, frate, Cosmin. Să-l iei pe Iov, pe Ionatan și pe Ezechiel. Să fie și în față. V-aș ruga într-o iată familie, de legată de nicio bancă, să vedeți aici în față. Și cu toată biserica vrem să ne rugăm. O trecut o noapte, fără Luisa. Aseară Domnul a chemat acasă. Nu știm nopțile cum vor fi. Ne rugăm să vă dea Domnul pace și liniște. Hai, Cosmin. Dragi copii. Dragă eu. O uit la tine, Gherbert, cel mare. Sabii meu are vârsta ta. Eu vreau să mă uit la tine. Te rog cum o să întoarce pe la mine. Să știi că Domnul Iisus te iubește. Să știi că Domnul Iisus a iubit-o pe mama ta și Domnul Iisus iubește casa voastră. Domnul să te binecuvânteze. Să-și întinde mâna peste tine. Haideți bine, biserică, să ne dea o picioare. Rostește un cuvânt înaintea Domnului și spune, Tată care ești un apărător al văduvei și un tată al orfanului, te rog frumos, binecuvântează această familie. Te rog frumos, îndură-te de ei. Te rog frumos, la viitorul acestor trei copii, să fie ei sub privirile ochilor tale. Te rog frumos, binecuvântează această familie. Nu-i normal, mama și tata, să-și ducă copilul pe ultimul drum. Nu știu de ce e așa. Dar știu un lucru. Vine ziua învierii. Vine ziua când ne vom vedea din nou față în față cu cel pe care îl iubim și cu toți cei care au plecat înaintea noastră. Măriță-mi-e numele Domnului în veci. De aceea rostim această rugăciune înaintea lui Dumnezeu, mijlocim pentru ei și Domnul din cer să asculte rugăciunea noastră. Cu credință în inimă ne rugăm Domnul. O, Tatăl Ceresc!
din locul locuinței tale să privești cu bine și cu durare pe Domnul. Să asculți rugăciunea și mijlocirea noastră. Ne rugăm, o Doamne, pentru familia înduliată. Ne rugăm pentru fratele Cosmin. Ne rugăm cu mostrățitul de mână. De mână cu toți cei trei băieți cu care i-ai binecuvântat. În aceste momente grele, Doamne, te rugăm frumos, tu care n-ai lăsat pe nimeni și n-ai primit spre nimeni niciodată, n-ai scurit afară. Doamne, știm că familia aceasta e în mâna ta. De aceea te rog frumos să-i păzească numele tău în toate zilele vieții lor. Te rog frumos să tărește-l pe fratele Cosmin ca și slujitor al tău. Te rog frumos să privește, Doamne, înspre fiecare dintre acești băieți și te rog frumos binecuvântează-ne fiecare zi din viața lor. Viitorul lor stă în mâna ta și știu că tu ai lucruri bune pentru ei. Mărit fie numele tău veci. Mă rog, Doamne, pentru toată familia îndoiată, acolo unde sunt multe întrebări și acolo unde, ca și oameni, nu știm să dăm răspunsuri. Doamne, umple-ne viața și inima de credință, că într-o zi le vom înțelege pe toate. Dar, Doamne, atunci te vom vedea pe tine față în față, tu, Domnul sufletului nostru. De aceea te rugăm frumos, în aceste momente, mângâie tu întreaga familie. Ține tu, Doamne, de mână. Veghează asupra lor în timpul nopții, în timpul somnului. Dacă va veni diavolul cu vreun gând rău, te rugăm frumos, nu lăsa nici o sămânță otrăvită din partea diavolului să se răsturească mintea și inima lor. Și, Doamne, încrederea lor și a noastră să fie mereu în tine, mărit fie numele tău în veci. Îți mulțumesc pentru cei prezenți. Îți mulțumesc, Doamne, pentru biserica care este de față. Îți mulțumesc pentru frați și surori. Îți mulțumesc pentru prietenii care au fost cu noi în ziua de astăzi. Te rugăm frumos, binecuvântează-i cu viață veșnică. Punem, Doamne, și noaptea aceasta sub protecția Ta. Punem zilele care urmează sub protecția și sub binecuvântarea Ta. Și al Tău nume să fie binecuvântat și preamărit. De acum și în veci. Amin. Înainte de a ne așeza și ca fratele Gabi să facă anunțurile legate de zilele următoare, haideți să cântăm cu toți o cântare, așa cum se întâmplă.